Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Nu apari în ochii unuia așa cum ești, ci așa cum au reușit alții să sugereze o imagine despre tine. Un om poate face multe dacă reușește să nu uite nicio clipă pentru ce o face. Numai proștii se grăbesc să se arate că sunt deștepți. Moartea este un fenomen simplu în natură. Doar oamenii îl fac înspăimântător. Noi zicem de un câine care latră că nu te mușcă niciodată. Dar zicala asta umană nu e sigur că o știu chiar toți câinii. A ști să râzi în clipele tragice înseamnă a stăpâni tragicul. Da, iată, afecțiunea, sentimentele pot sări ușor barierele dacă oamenii nu-și poartă sufletul într-o carapace. Cine descoperă mai multe decât știi tu însuți despre tine, îți este superior. Un sceptic român spune că inteligența înseamnă adaptare, iar experiența este sursa cunoașterii. Fericirea nu poate veni decât din scurgerea neîncetată a clipelor liniștite și senine. E lesne să stai la tine acasă și să pretinzi altora să facă și să dreagă. Eu râd când e rău, pentru că știu că o să fie bine, și nu râd deloc când e bine, pentru că știu că o să fie rău. Dacă n-ar exista fericirea altora, nu ne-am sinchisi de nefericirea noastră. Răspundem de soarta culturii și a învățământului și dacă nu reacționăm, vom avea ceea ce ni se cuvine, adică exact ceea ce merităm. Căsătoria este o temniță în care oamenii, cu firi diferite, se închid și se urăsc reciproc, crezând că au fost pedepsiți să-i spășească pe nedrept pedeapsa celuilalt.